Modul sănătos de viață este promovat din ce în ce mai des, tot mai multe persoane publice de la noi devin adepții acestuia. Dar mai nou și companiile mari au început să se implice, iar un exemplu frumos este și rețeaua de farmacii Felicia, care a participat recent la Electric Ultra Marathon. Ce reprezintă acesta? Ne va spune imediat Victor Nicolescu și Natalia Sturza, reprezentanții farmaciilor Felicia, cei care de fapt au câte zile? 4.000 de kilometri. Știu sigur că peste 4.000 de kilometri ați făcut. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine ați venit! Sperăm să vă simțiți bine pe canapeaua noastră. Un eveniment pe care eu l-am urmărit din rețelele de socializare și mă bucur foarte mult pentru această inițiativă. Este o datorie morală a companiilor să se implice și să promoveze modul eco de viață. Pentru că asta este unica soluție deja de acum încolo. Da, adevărat, cât mai multe, tot mai multe și mai multe companii se implică deja în protejarea mediului înconjurător și este un fapt de laudat, este extrem de bine. Uite că farmacia Felicia totuși propune treptat să renunțe la unele lucruri pentru a susține această mișcare. Spre exemplu, noi bineînțeles că prima ce o să facem o să renunțăm la pungile din plastic din farmacii, asta e cel mai ușor ce se poate face și o face imediat. Apoi ne propunem să renunțăm la materiale de tipar pe hârtie, deci materialele de tipar în masă care consumă foarte mult hârtie. Și energie la producerea acestora. Exact, da. Apoi ne propunem să, de exemplu, să producem în locul la cardurile din plastic, cardurile de loialitate din plastic pe care le avem, ne propunem să le înlocuim cu aplicația mobilă. Iarăși ceva electronic care nu necesită producerea plasticului. O altă activitate care vrem să o facem, dacă, de exemplu, orice persoană care ar vrea să comunice sau să primească de la noi informații despre ofertele care le facem sau altă informație oricare, o poate face printr-un mijloc digital. Noi, prin SMS. Pentru că noi avem și chat pe website, noi oamenii pot intra în contact cu noi pe Viber, Telegram și așa mai departe. Deci noi facem așa ca clienților să le fie comod să comunice cu noi. De fapt, noi de mult coacem așa în interiorul echipei ideea lansării acestui proiect ECO. Au fost multe propuneri, au fost dezbateri, dar au fost în mare parte pe interior. Acest maraton care s-a asociat cu noi a fost un catalizator care de fapt a pornit repede toate procesele și nu ne-a mai lăsat, nu ne-a mai dat timp să mai întindem această lansare. Am avut idei și pe interiorul echipei, am avut idei care au venit și inclusiv de la partenerii și clienții noștri care veneau și ziceau, uite, avem niște medicamente expirate. Ce facem cu ele? Uite, asta este una din întrebările pe care le primesc și eu, fiindcă de ceva timp încerc să educ oamenii de pe internet în legătură cu o atitudine eco față de viață. Era una din întrebări la care eu nu știam ce să răspund. Păi uite, adevărul este că nimeni nu știa și nu doar medicamentele, dar și aparatajul medical care a ieșit din funcțiune, inclusiv și ambalajele din plastic care sunt la noi comercializate sau pot sau nu ele fi înlocuite cu ambalaje din sticlă, de exemplu. Deci toate aceste întrebări cumva am încercat acum să le cumulăm, să mai facem un sondaj pe parcursul maratonului. Noi am avut ocazia să comunicăm foarte mult, da, și acest fapt cumva ne-a dat nouă ocazia să concepem acest proiect și să pregătim intens lansarea lui. Suntem acum cu toată echipa la etapa de pregătire și vrem să venim cu aceste soluții, da. E neapărat și o să fiți și un exemplu și pentru alte branduri și companii. Ce a însemnat de fapt ultramaraton? Electric, unul electric, să facem diferențele. A fost un maraton cu mașini electrice,
care a avut scopul inițial de a demonstra că acum cu mașinile electrice nu ești închis doar în oraș și nu ești legat de... Cumva e un stereotip, că nu poți să pleci pe distanță lungă cu o mașină electrică. A fost până acum, deoarece, într-adevăr, mașinile electrice până acum nu erau atât de capabile încât să faci distanțe mari și erai oarecum legat de infrastructura orașului. Iată că noi ne-am propus să vedem dacă în sfârșit s-a ajuns la nivelul când este posibil să ieși din oraș și să faci o distanță mai mare. Și am dovedit că este posibil. Am străbătut 5 țări, deci Moldova, România, Ungaria, Austria și Germania. 5 țări. Și am parcurs aceste 5 țări și pe parcurs am avut câteva întâmplări, dar da, am demonstrat că este posibil și poți parcurge chiar toată Europa cu o mașină electrică. Știu că a fost și un echipaj exclusiv feminin. Da. Cum s-au descurcat? Da, noi am acceptat această provocare de un echipaj feminin. Am vrut cumva să... Nu cred că am vrut ceva să demonstrăm. Am vrut doar să simțim această emoție a unui maraton. Este o emoție extraordinară. Sunt absolut convinsă că orice experiență merită trăită, mai ales așa o experiență extremă. Este extremă nu din cauza condițiilor de trai sau nu, de călătorie. A fost extremă prin faptul că am dormit foarte puțin. Am dormit 5 ore, da. Bine, eu m-am alăturat în al doilea segment, Victor a fost chiar din primul. Noi în al doilea segment, cu fetele, am reușit în 3 zile să dormim doar de 2 ori, 23 ore. Dar nu pot să zic că eram obosite, deoarece am avut așa un drive și așa niște emoții atunci când conduci o mașină electrică. Ea, în primul rând, este extrem de silențioasă. Ea nu provoacă acea oboseală care ar provoca o mașină obișnuită. Faptul că din anumite condiții tehnice ești nevoit fiecare 3 ore să faci o pauză, chestia asta tot cumva te motivează. Da, și îți dă așa o pauză, mai ești la natură, mai respiri un aer curat, te mai oprești, mai socializezi. Avem și câteva imagini video pe care vrem să le împărtășim cu voi cei de acasă. Imagini senzaționale și nu cred că poți veni dintr-o asemenea experiență fără impresii și fără idei. V-ați îmbogățit, ideile cred că acolo sus, la munte, s-au și cristalizat și le, așa cum ai zis, deja începeți să le puneți în practică. Care au fost, iată, top 3 idei pe care le-ați prins din această experiență? În primul rând, noi anumite experiențe le-am testat chiar în cadrul maratonului. Am încercat să ne dezicem de ambalajele de unică folosință. Mm-hmm. Mă refer paharele. Chiar dacă ele sunt de hârtie, de câte ori am zis, înăuntru au un înveliș din plastic, da, care este foarte toxic, iar atunci când ajunge lichidul fierbinte de plus 90-100 de grade, se elimină toxine. E foarte, foarte dăunător. Aveți grijă. Da, deci noi am avut această provocare. Imediat această provocare a fost preluată de toată echipa Felicia. Noi toți ne-am dezis de utilizarea și în interiorul echipei a acestor pahare. Când am ajuns acasă, deja ne așteptau pe birou cânile cu numele fiecăruia. Deci, în primul rând, noi ne-am dezis de utilizare chiar însă și în cadrul maratonului. Ulterior, desigur că, în primul rând, prima întrebare, probabil în 80%, era utilizarea medicamentelor expirate, deoarece la moment, pentru companii, aceasta nu este o problemă, există un cadru legislativ care reglementează, însă pentru persoanele, pentru cumpărătorii de rând, da, este într-adevăr o problemă majoră. Medicamentele expirate, termometrele cu mercur care sunt deteriorate,
tehnica medicală, utilizarea pungilor și înlocuirea treptată a tuturor materialelor promoționale care pot fi acum, avem toate dispozitivele posibile pentru a promova și pentru a te, a te informa despre conținutul lor. Deci, deja, practic, este inutilă utilizarea lor. Noi am observat că chiar deja rămân multe în, chiar în cadrul farmaciilor și categoric ele pot fi înlocuite. Vă doresc baftă în toată această abordare ecologică pe care o veți avea. Să fie cu succes, să fie primită de către public, dar până la urmă noi și prin televiziune și dumneavoastră, prin ideea întregii companii, să ajungem să ne educăm unii pe alții, pentru că este nevoie tot pentru binele nostru. Baftă multă să aveți și abia așteptăm lansarea. Eu aș vrea să invit pe această cale toate companiile care își propun un asemenea proiect, să facem un parteneriat. Chiar acum veneam în mașină și auzeam o publicitate care, practic, o companie pentru mine, nu m-am așteptat să aud, anume promovarea acestei idei. Deci am putea fi și noi, la rândul nostru, un catalizator și să stimulăm și alte companii să promoveze această idee. Ar fi minunat, noi suntem deschiși pentru oricare colaborare.